Polițiști locali din Dâmbovița au cercetat pentru braconaj. Oamenii legii au făcut 4 percheziții în localitățile Moreni, Iedera și Valea Mare într-un dosar de braconaj cinegetic. Ei au descoperit că unul dintre suspecți este chiar un coleg de braslă de la poliția locală. În locuința acestuia, polițiști au găsit 30 de kilograme de carne de vânat, muniție contrafăcută, pulbere pentru muniție și aparat pentru fixat muniția. În acest caz mai este cercetat un alt bărbat. Cei doi suspecți de braconaj au fost reținuți pentru cercetări. La percheziții au participat luptători din cadrul Serviciului Acțiuni Speciale și s-a acordat sprijin de la Serviciul de Acțiuni Speciale Dâmbovița.